Situație sfidătoare la adresa severinenilor, după ce toată vara s-a bătut monedă pe faptul că în această iarnă primim apă caldă și căldură de la noua centrală a orașului. Acum s-a aflat că acele declarații nu erau decât simple speculații cu rolul de a-i face pe severineni să doarmă liniștiți. Astăzi s-a aflat și mulțumesc domnului primar că a săpat un pic și a văzut despre ce e vorba. Deci, ca să știți, termenul de punere în funcțiune a investiției este februarie 2017. Acum poate înțeleg legal, așa s-a licitat. Firma Alpha Ground a confirmat, dar cum înțeleg poate de ce fostul primar nu participă la această ședință, pentru că eu l-aș întreba de ce ai mai semnat un contract și ai făcut o licitație pentru iarna viitoare, adică ce aveai de gând să faci în iarna aceasta. Așa că dacă vom avea sau nu căldură în această iarnă depinde doar de modul în care vor acționa deopotrivă factorii politici, dar și de modul în care guvernul își va manifesta disponibilitatea de a rezolva această problemă atât de urgentă pentru oraș și ajunsă pe masa guvernanților cu întârziere destul de mare.